Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Vei culege roadele generozității tale. Cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Luca 6, versetul 38. Dr. William de Vries, chirurg vestit și pionier al inimii artificiale, este genul de doctor care merge la spital duminica numai pentru a-și înveseli pacienții descurajați. Schimbă chiar și pansamente. Iar dacă un pacient dorește să stea în preajma lui și să discute, el o face întotdeauna. Prietenii lui spun că e un pantof vechi care se potrivește peste tot pe unde merge. Poartă cizme de cowboy la halatul pentru operații și repară inimi pe muzica lui Vivaldi. Are mereu un zâmbet care stă la pândă, spune prietenul său, Dr. Robert Goodin, și mereu găsește un motiv să-l afișeze. De Vries crede că sala de așteptare nu este un loc în care alții îți slujesc, ci unde tu ai ocazia să-i slujești pe ei. Chuck Swindoll scrie: ne ocupăm locul obișnuit, dar nu mai avem interese obișnuite. E ca și cum ne-am aflat într-un lift cu reguli precum sunt interzise conversația, zâmbetul sau contactul vizual fără acordul scris al conducerii. Am încheiat citatul. Noi pierdem legăturile unii cu alții. Motivația să ajutăm, să încurajăm și da, să ne slujim aproapele, pare a fi în declin. Totuși, acestea sunt lucrurile esențiale ce asigură o viață fericită și împlinită. Asta a vrut să spună Domnul Iisus prin cuvintele: cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Matei, capitolul 23, versetul 11. Tot ce îți dăruiește Dumnezeu este mai întâi un dar pe care să te bucuri, apoi o sămânță de semănat. Ai o educație bună, ai abilități de lider, ai mai mulți bani decât îți trebuie. Înseamnă că ai semințe. Seamănă-le. Citește promisiunile lui Dumnezeu referitoare la generozitate. Apoi începe să dăruiești altora ceea ce El ți-a dat. Aceasta e calea spre împlinire sufletească.